Salutare, dragi colegi! Astăzi vreau să vă vorbesc despre sisteme care ne ajută atunci când detectorul este greu sau când nu suntem suficient de trași la sală. Da? Sunt multe detectoare care nu necesită aceste sisteme de susținere, însă sunt și detectoare care sunt foarte grele și pur și simplu poate să ne rupă mâna într-o zi de detecție. Prima opțiune cunoscută astăzi este HAM-ul de la MindLab, ProSwing 45. Are un sistem de susținere a detectorului. Îl îmbraci pe tine, este foarte confortabil. Costă în jur de 100-120 de euro plus TVA. Problema care apare însă cu acest HAM este că odată ce l-ai pus pe el pe tine, nu mai poți să iei un rucsac. Da? Și dacă ai de făcut o detecție îndelungată, ai nevoie să ai la tine un rucsac cu apă, cu ceva haine de rezervă în caz că te prinde ploaia, cu mâncare și cu altele. Bun. De aceea nu o să-l aprofundăm. De altfel există destule videoclipuri pe net care prezintă acest HAM, da? Aveți review-uri pe net destule, uitați-vă. Se numește MindLab ProSwing 45. Ceea ce însă vreau să vă prezint astăzi și îmi doresc din tot sufletul să vă prezint astăzi este un produs mult mai deștept decât acest HAM și ceva mai ieftin. Nu-i foarte ieftin. Este fabricat în America și se numește Hipstick. Este acest băț de pe mine, dacă îl vedeți. Ok. Să ridic detectorul. Da, acesta este un detector foarte greu. Este cel mai greu dintre detectoarele mele. Bun. Ce face Hipstick-ul? Hipstick-ul îți permite în primul rând să utilizezi un rucsac, da? Acesta este unul dintre rucsacii mei preferați. Am mai mulți, ăsta e dintre cei preferați. Bun. Practic, acest băț se cuplează pe bucla D, pe care o găsim pe majoritatea rucsacilor. Sigur, nu vorbim de rucsacii aceia care merg copiii la școală, dar rucsacii cât de cât serioși, toți vor avea pe umăr această buclă D pentru amarare, da? Se prinde de bucla rucsacului și mai are un sistem care se prinde de centură. Nu vă sfătuiesc să-l prindeți de centura de la pantaloni, pentru că s-ar putea să rămâneți în fundul gol. Bun. Ori de centura de brâu a rucsacului, ori dacă nu puteți să vă luați cu 20, 30, 40 de lei de la surplus militar o centură militară, da? De care să vă agățați și, știu eu, lopată, târnacop și alte lucruri. Și Hipstick-ul, da? Ok, bun. Uitați-vă, detectorul este susținut de acest sistem și este foarte confortabil. Practic, ce face? Toată greutatea detectorului o distribuie pe circumferința taliei, da? Pe șolduri. Nu o să o ai pe umăr, să te rupă de umăr, de spate. Mai există și alte sisteme de susținere, dar trag prea tare de umăr. Devin foarte obositoare într-un timp destul de scurt. Hipstick-ul se fabrică în trei mărimi, SM și L. În funcție de echipamentul pe care îl pun pe mine, eu folosesc fie mărimea M, fie mărimea L. De ce? Dacă folosesc un rucsac de genul acesta, care are cureaua burtieră moale și care poate coborâ undeva sub buric, da? Atunci îmi trebuie un hipstick mai lung, da? Și folosesc mărimea L, acesta este un L. Sau când folosesc o centură, da? Separat, o centură militară de la surplus, folosesc tot mărimea L, că acela va veni undeva mai jos. Dar când folosesc rucsaci din aceea mari de munte, da? Care au burtiera solidă, voluminoasă și ea nu coboară în jos, atunci îmi trebuie un hipstick mărimea M, pentru că el nu trebuie să-ți atingă fața, da? Întotdeauna el trebuie să fie undeva mai jos decât barba, da? El așa va lucra. Așa se instalează, da? Îl punem pe centură, el oscilează, da? Și acum îl prindem pe bucla tip D de amarare a rucsacului, da? Și el așa va lucra. De aici agățăm detectorul. Cum spuneam, hipstick-ul este fabricat în America și coarda hipstick-ului este fabricată tot în America. Acum am folosit coarda de la HAM-ul MindLab. Le puteți aduce ori din America, ori din Australia, împreună hipstick-ul și coarda costă undeva la 60 ceva de dolari sau doar hipstick-ul undeva la 40-50 de dolari plus transport. Ok, eu le-am adus din Australia împreună cu alte accesorii pentru că așa mi-a fost mie mai comod la momentul acela, însă din America vor sosi mai repede decât din Australia. Se mișcă foarte greu serviciile poștale când vine vorba de trimiteri care vă sosesc din Australia. Ce să zic, eu sunt încântat, da? Deci am un sistem care mi-a toată greutatea detectorului de pe mine, deci este foarte confortabil, poți să dai o zi întreagă cu acest sistem, da? Și nu vei obosi și totodată pot să folosesc împreună cu el și un rucsac, da? O să cobor detectorul într-o poziție, să zicem, de detecție, da? Și o să vă arăt cum
cum funcționează hipsticul. Ambele cori sunt reglabile, dar voi puteți să vă faceți și o sfoară, o chestie mai simplă ca să mai economisiți din costuri cei care aveți nevoie să faceți asta, da? Fie că este coarda de la mai la Pro Swing, fie că este coarda de la hipstick, sunt foarte confortabile, da? Ei, în momentul acesta eu nu simt greutatea detectorului. Uitați-vă la palma mea, da? Că pur și simplu, da? Este foarte confortabil, nu simt niciun fel de oboseală, nu simt niciun fel de disconfort. Am făcut acest clip pentru că pe mine acest produs pur și simplu m-a entuziasmat, da? Este soluția pe care o căutam de foarte multă vreme, să nu mă mai obosească detectorul și în același timp să pot folosi rucsacul meu de care am nevoie la detecție. Detecții frumoase vă doresc și toate cele mai bune!